Bună seara, dragii mei, sunt Dorotela cu o nouă etalare pentru peștișori, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nord în pești, pentru februarie 2021. 21 suntem deja în noul an. Cândva va fi și acesta vechi. Ați primit niște mesaje deja, dar când a venit această carte, am simțit nevoia să mai amestec, nu știu de ce, ca și la balanță. Să mă amestec, am simțit nevoia să clarific cartea. Cartea studiului am văzut-o de vreo două ori în timp ce am amestecat cărțile și a revenit la capătul setului de cărți. Cred că e importantă pentru voi, dragii mei peștișori. Trebuie să citiți, să citați. Poate vă găsiți și niște citate, că tot am zis citați. Citiți și căutați-vă niște citate care vă reprezintă sau chiar dacă vă reprezintă o parte a voastră din trecut, poate chiar actuală, pe care niște citate care ați vrea să vă reprezinte în viitor. Așa, că tot a fost să fie citat în loc de citit. Dar mesajul principal este că trebuie să citiți, să intrați într-o altă lume, să studiați, să studiați, să creșteți. În condițiile care mulți, ca să vă căpătați puterea, în condițiile care mulți, sau cel puțin unii dintre voi treceți prin niște încercări sentimentale, profesionale, familiare, trebuie să vă documentați cum să vă întăriți, să vă școliți unii dintre voi. Interesant că apare muzică, apare și justiție și, ia uite, și vindecarea. Cred că este una din căile prin care vă puteți vindeca de o situație nedreaptă, eventual justiția, și vă faceți voi dreptate, în ce sens vă echilibrați. Vă echilibrați energiile, ca asta înseamnă balanță, echilibru. Am văzut și vindecare. Și puteți să o faceți și ascultând muzică și școlindu-vă eventual în noi direcții care vă asigură, vă întăresc și în viitor s-ar putea să vă fie de bine, să vă prindă bine și să vă aducă într-o poziție de conducere toate aceste calități pe care le acumulați acum. Știu că sună ciudat, dar în primul rând acest leadership, pentru unii, poate să fie un mesaj că trebuie să învățați să vă conduceți viața. Că aveți unii dintre voi, depinde și ce plasamente aveți, evident, în harta natală, aveți tendința să oferiți mai mult decât e cazul, să pierdeți controlul vieții voastre, lăsându-vă în voia altora. Nu. Trebuie să vă conduceți viața și trebuie să studiați cum se face acest lucru. Probabil că unii dintre voi trebuie să citiți cărți despre libertate, trebuie să vă găsiți libertatea, în primul rând, da? Libertatea de gândire. Citiți cărți care vă inspiră, care vă inspiră la libertate. La cărți care vă ajută să înțelegeți conceptul de dreptate, eventual din altă perspectivă. Repet, cărți care vă întăresc, vă dau aripi, vă încurajează să vă luptați cu problemele și cu oamenii. Și cu oamenii. Nu mă refer doar la romane. Pot să fie cărți practice în care învățați, de exemplu, ce primesc acum ca și mesaj. Cum să aveți de-a face cu narcisiștii și cum să-i puneți la punct, mai ales dacă sunteți empați, nu? Empatici, empas, empatici. Dacă sunteți empatici, unii dintre voi și aveți de-a face cu narcisiști, poate o să fac și o prezentare cândva despre așa ceva. Sunteți singurii care puteți să-i puneți la punct pe narcisiști, dar există niște tehnici. Dar pentru asta trebuie să vă faceți curaj, evident, și să studiați. Cum să vă conduceți viața? Eventual, financiar, că văd aici un patru de monede. Vreți să schimbați ceva? Vreți să vă găsiți stabilitatea? Cărți care vă ajută să vă găsiți stabilitatea și să vă conduceți viața după alte principii. Repet, să vă găsiți libertatea. Și nu doar de gândire, nu doar de simțire, ci și practică. Poate în acest sens trebuie să schimbați noi locații în viitor. Nu se știe ce aduce viitorul. Deși unii putem presupune, percepe, prevedea. Dar, în funcție și de semnele timpului. Dar.
Pregătiți-vă. Dacă cineva v-a lăsat, v-a părăsit, vă ignoră, vă umilește într-un anume fel, no problem. Citiți, studiați, eliberați-vă. Sunteți liberi să faceți ceea ce alegeți. Alegeți-vă să creșteți intelectual, emoțional, spiritual. Și emoțional zic că sunteți destul de dezvoltați, dar nu aveți unii dintre voi încrederea să vă conduceți după ceea ce știți, după experiențele voastre. În plus, pentru unii care într-adevăr aveți nevoie acum de o susținere, există cineva pentru alt mesaj, pentru cineva care are nevoie de susținere în această transformare, există, văd, un builder și un leadership. Există un constructor și un om și un conducător care ar putea să vă susțină în această perioadă. Dar, dragii mei, dacă vreți să aveți de-a face cu oameni puternici și asumați, trebuie și voi să intrați pe această vibrație și să o manifestați. Și știu ce zic, pentru că unii pești sunt mai timizi, sunt mai timizi. Rămâne de văzut. Văd că apare, interesant, apare acest leadership și sub forma regiului de bâte. Pentru unii e posibil să apară în viață un personaj cu această capacitate de a conducere, de a conduce un personaj pasional, puternic, puternic, da, cu multă putere, de la care puteți să învățați și voi, prin forța exemplului și a vibrației. Și posibil pe unii dintre voi acest personaj să vă schimbe destinul și să vă ajute să vă recăpătați, aveți 2 de 4, echilibru. Și 4 și cu 4 înseamnă 8, înseamnă transformare, să vă transformați viața și să vă găsiți stabilitatea într-un fel. Nu muzai cu acest personaj, poate pentru unii, dar nu obligatoriu, să vă găsiți stabilitatea în ceea ce faceți și prin ceea ce sunteți. Posibil să fie. Posibil. Da, leadership, pentru că este singura carte care mi-arată o poziție similară, vedeți și voi, armură și armură. Asta în cazul în care acest personaj se lasă inspirat de divinitate, de intuiție, pentru că adevărații conducători sunt și intuitivi, sunt și empatici, de-aia zic studiați, ca să faceți diferența între adevărații conducători și tirani, și cei care vor să domine, și cei care vor să aibă control. Unii dintre voi chiar trebuie să preluați conducerea într-o direcție. Din acest motiv se zice să studiați. Rămâne de văzut în timp în ce direcție. Ideea este că trebuie să vă eliberați ca să vă găsiți direcția, da? Veți fi chemați să vă conduceți viața într-un anume fel și uite așa veți schimba energiile în viața voastră și vă veți aduce un soi de abundență și stabilitate pe care și transformare pe care ați visat-o, ați sperat-o. Alt mesaj. Alt mesaj. Această roata norocului este o schimbare de energie, este o întâlnire karmică cu cineva. Pentru unii, este posibil ca acest personaj foarte intens, foarte intens, nu musai leu, poate să fie și berbec și săgetător sau cu planete acolo. Sau cu planete acolo. Să vă schimbe viața într-un fel. Să vă întâlniți cu acest personaj și să vă schimbe viața. Posibil la un moment dat, unul dintre voi a fost mai încăpățânat, în mod special acest personaj, că oarecum seamănă, amândoi sunt pe tron, a vrut să aibă control, nu a arătat anumite lucruri în relația cu voi și acum să-și dorească întâlnirea, da, cu sufletul pereche cu voi și să vă bucurați împreună de o prietenie, de o legătură stabilă și nu doar stabilă, și voioasă, și plăcută, și plină de pasiune, cu hobby-uri comune, cu interese comune. Posibil. Și uite, așa să vă transformați unul altuia viața, că 4 și cu 4 înseamnă 8.
Dar rămân pe unul din primele mesaje, că și voi trebuie să preluați controlul vieții voastre și să vă schimbați energia. Unii sunteți foarte, sunteți, aici confirm că unii sunteți concentrați pe niște chestiuni care țin de casă, pentru că patru înseamnă casa a patra a racului. A racului, neapărat zodia racului, da? Și aveți aici patru de monede și patru de băte. Dacă vă preluați controlul asupra destinului, destinul, roata norocului, schimbați această roată a norocului în favoarea voastră. Dar cum o schimbați? Măi, sunt mesaje diferite și foarte subtile. Cum o schimbați? Țineți un pic de bani, țineți de principiile voastre, țineți de ceea ce vă dă stabilitate și la un moment dat veți găsi casa, locul care vă aduce fericire. Pentru că e o chestiune legată de casă. Poate că unii chiar vă doriți să vă schimbați locația, pentru că Jupiter înseamnă expansiune, expansiune. Și să vă găsiți un loc în care vă simțiți voi fericiți, puteți să vă întâlniți cu prietenii și să ieșiți dintr-un alt loc, altă casă, în care aveți prea multe restricții, prea multe principii rigide. Nu ale voastre, ale altora. Ce mai simt? Există cineva în zodia leului pentru unii dintre voi care vă influențează atmosfera acasă? Un personaj mai rigid și strict cu banii? Pentru unii să fie un personaj rigid cu banii și pentru alții un personaj care va aduce bucurie în casă. O să fie doi oameni diferiți, dar cu marcaj în semn de foc, nu neapărat semnul leului, marcaj în semn, poate amândoi au. Da, sunt multe. O schimbare de noroc, asta e clar. Posibil și financiar și relațional. În fine, la capătul setului de cărți, șase de spade. Șase de spade îndrăgostiții. Cavalerul de cupe, șase de băte. Împărăteasa și regele de cupe. Turnul. Puterea. Puterea care am văzut-o și aici. Trebuie să fiți, uite, spânzuratul, casa 12 a peștilor, trebuie să fiți puternici. Ați răbdat prea multe și această capacitate de a răbda vă face puternici, poate nu sunteți conștienți. A venit un turn în viața voastră, ori o separare, ori o întâlnire trăsnet. La un moment dat, poate și separarea a fost la fel, între voi, semnul de apă și altcineva. Împărăteasa poate să fie și un bărbat, da, venusian. În fine, pentru unii simt că ați încercat să atrageți atenția, să oferiți romantism, chestii frumoase acestei împărătese, să le arătați că sunteți compatibili și totuși s-a manifestat acest turn. Dar, dacă s-a întâmplat și ați încercat atât, detașați-vă mental de toate încercările pe care le-ați depus, pentru că dacă voi v-ați implicat în această creștere relațională cu cineva, e cazul să se implice și ei. Dacă nu, no way. Pentru alții simt, pentru că văd semne de aer, văd gemeni, dar nu obligatoriu să fie gemeni, poate este cineva care este îndrăgostit de voi, îndrăgostită de voi, care ar vrea să vină înspre voi, cavalerul de cupe, șase de băte, să vă cucerească, și să aibă creștere, să dezvoltați această dragoste și ei să fiți voi. Coffee geamăn, coffee alt semn. N-aș mai vrea să zic semne ca să nu vă fixați pe semne. Da, posibil de ceva timp, pentru unii pești există cineva în preajmă care își dorește să vină înspre voi. Asta în cazul în care, am zis, acele strădanii nu sunt ale voastre
Și e cazul să vă concentrați pe viața voastră, să creșteți, pentru că aveți alte lucruri mai importante de manifestat, dragii mei. O casă, poate să conduceți ceva, un business, eu știu ce, sau să fiți în preajma unor oameni mult mai puternici, mult mai importanți decât acei oameni care vă dau cu, nu știu, vă dau la spate. Hai să mai amestec o dată. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Peștișori. Februarie 2021. În trecut. Oh! Asul de monede. Steaua, ce frumos. Și 6 de pâte. Mai, în trecut. Ați întâlnit pe cineva? Cofi cu planete în semne de foc, planete în semne de pământ. Ați întâlnit pe cineva și ați considerat că acesta este personajul vostru de destin. Ați sperat. Că ați oferit voi acest as de monede, că au oferit ei. Ați sperat, rămâne de văzut ce se mai întâmplă, dacă e doar o iluzie sau e adevărat. 8 de monede, 6, 5 de pute. Diavolul, of, ce mă enervează când apare. Și în viitor, 9 de monede, regina de cupe, ce frumos. Dezamăgire. Ce aici? Eu zic să fie dezamăgirea lor. De-aia zic, concentrați-vă pe cărți, găsiți-vă libertatea. Justiția, balanța. La capătul setului de cărți. O balanță, un ideal frumos și totuși 3 de cupe, 3 de monede. Și luna, secrete și 6 de... Da. La un drum, confuzii, opțiuni, mistere, secrete, neînțelegeri în legătură cu această relație. Că ei au un ideal... Că voi ați văzut, poate voi trei marțienii, i-ați văzut pe ei într-un mod special, poate ei v-au văzut pe voi într-un mod special, dar se pare că mai este ori un alt semn în spate, ori lucruri pe care nu le înțelegeți, frici care nu se pot rezolva, nu s-au putut rezolva. Cu acest 3 de monede, 3 de cupe și 3 de spade, văd că e o dezamăgire și cu diavolul. Posibil pentru unii să fie triunghi, amoros, posibil. Și dacă nu e amoros, poate să fie munca. Cineva să se implice atât de mult în muncă și să nu intereseze relațiile adevărate, profunde. Aș vrea înainte de toate să clarific această stea. Clarifică-mi, te rog frumos, stea. De ce apare această stea? Ce ar putea să fie această stea? Pentru că mie îmi spune foarte mult fiecare carte, dar vreau oarecare... Iar apare 4 de monede. Mai dăm o carte. Stea și 4 de monede. La ce se referă exact? Da. Țineți, ați ținut, dar eu sper că vă eliberați. Ați ținut foarte mult la cineva, a apărut justiția și aici, da? Cu marcaj, să zicem, în zodia
balanței. Posibil că atunci când a venit v-a atras atenția într-un fel. Poate că și voi l-ați atras atenția, ați sperat, pentru că stea înseamnă speranță, ați sperat că veți începe ceva. Dar patru de monede, afară de faptul că arată că ați ținut la acest personaj, îmi spune că și acest personaj are un stil de a fi încăpățânat și nu se deschide către dragoste. Puteți să vă rugați cât vă rugați. Dacă personajul nu vrea să se deschidă, nu se va deschide. E lucrarea lui Dumnezeu aici. Dacă acest personaj vrea să se trezească la altceva. Ia uite, a vrut să fie în control. A făcut niște jocuri mentale. V-a adus lacrimi. Puneți capăt acestei situații. Puneți capăt. Că vorbiți, că nu vorbiți, că posibil vă spionează, că ați spionat voi într-un fel sau altul, căutând în detaliu tot spionaj înseamnă. Da, variază, dar puneți capăt, e lumea, încheiați acest capitol. Dacă vor reveni, vom trăi și vom vedea. Prea îmi place mie că apare iar justiția. Posibil ați simțit că această întâlnire e de destin, pentru că stea înseamnă destinul vostru. Ați crezut. Dar văzusem, l-am dat și 10 de cupe care înseamnă iluzii. Vom vedea. Văd că oricum în prezent trăiți, v-ați intoxicat de această speranță eventual. 6 de băte. Clarificăm 6 de băte. Totuși 6 de băte. Șase, opt de băte. Asul de cupe. Cred că voi mai degrabă ați comunicat. Poate că și ei la un moment dat. Iar încheiați capitolul, iar aici s-a oprit. Trebuie să vindecați toate aceste strădanii. Posibil a fost și o situație la un drum. A trebuit să călătoriți, să vorbiți. Dar am senzația că voi v-ați asul de monede și de cupe a fost mai mult în mintea voastră, proiecția voastră. Și asul de monede ce ar fi? Chiar proiecție? Iar este un drum, iar este o așteptare. Ați crezut că aceasta este oportunitatea pe care ați visat-o? Clarificăm 8 de monede, te rog frumos, în prezent. 8 de monede. 8 de monede. Munciți ca să vă transformați, în primul rând financiar, să vă găsiți independența, cavalerul de monede, cu răbdare, cu răbdare, studiați, că asta face cavalerul de monede. Zodia e casa, ca să nu zic zodia. Casa Fecioare, studiază. Cu răbdare creșteți 8, 9, către, iaute, către 9. Mergeți către independență, freedom. Către acest lider și trebuie să învățați să vă conduceți viața. Concentrați-vă pe muncă. Cărți. O monedă poate să reprezinte, dar e un obiect. Asta înseamnă o monedă. Obiect. Obiectul ăsta poate fi și o carte. Studiați. Transformați. Alchimizați. 8 de monede și cu 1 ajungeți către 9. Doamne ajută. Ia uite. Studiosul. Eremitul. Blocați oamenii care vă afectează mai mult decât e cazul. Eventual prea stricți. Prea aventuroși, poate că ei v-au blocat pe voi, poate că unii dintre voi blocați. Dar poate că e o izolare necesară, poate un lockdown, dar această izolare vă îndeamnă la studiu, vă îndeamnă să găsiți lumina voastră și steaua asta adevărată.
Hai să clarific și 5 de bâte. Ce este acest 5 de bâte? 5 de bâte în prezent pentru peștișori. 5 de bâte. 5 de bâte pentru peștișori. 5 de bâte. Tare frumos. 5. Ia uite. Iar apare pentru unii, dar nu obligatoriu. Evident că nu pentru toți. Zodia Capricornului apare de două ori. Cu atitudine destul de... Da, există atracție. Există atracție. Există o atracție suficient de mare cât să fie și intoxicantă și conflictuală și pentru voi și pentru cei din jurul vostru, cei de la locul de muncă, familie, prieteni și așa mai departe. Pentru unii. Și totuși... Aș vrea să mai clarific acest valet de bâte. Cine este? Că poate să fie și zodia berbecului. Poate să fie și zodia cu 5 de bâte. Poate să fie și zodia leului, acel personaj de foc pe care l-am văzut de la început. Mai clarificăm, te rog frumos, valetul de bâte. Cine e acest valet de bâte? Cine e acest valet de bâte? Clarificăm valetul de bâte pentru peștișor în prezent. Nu mă ajută deloc aceste cărți acum. Valetul de cupe și 7 de cupe. Ați fi voi visând. Visând la această atracție. Și visând la această atracție că veți construi și că veți fi împreună, această stare să vă creeze vouă niște conflicte interioare. Va fi, nu va fi... Da, sunteți supărați. Sunteți supărați, ați vrea să vă găsiți echilibru. Concentrați-vă, mă, pe muncă. Ca să uitați de aceste discuții conflictuale sau jocuri mentale cu cineva, nu neapărat semn de aer, cu cineva care are o atitudine mai glaciară. Găsiți-vă echilibru, găsiți-vă valoarea, poziția voastră în societate, în lume, în viața voastră. Eu mai dăm o carte, că... Nu știu, chiar aș vrea cu carte. Valetul de bute. Clarificăm valetul de bute, te rog. Aveți putere în această situație, în acest conflict, în această atracție. Aveți un pic de putere. Da? Aveți strength. Vedeți? Și 8 transformare, aveți aici un 8 și aveți și aici strength. Aveți putere, studiați cum să vă controlați, măi. Studiați cum să vă controlați, cum să studiați psihologia umană, să vedeți de ce unii oameni se poartă așa și de ce așa și de ce nu merită uneori să te implici. Clarificăm diavolul, te rog. Clarificăm diavolul. Judecați bine această situație toxică. Sunt niște dependențe. Unii poate deveniți codependenți de anumite parteneriate. Mai dăm o carte. Clarificăm judecata și diavolul, te rog. Clarificăm judecata și diavolul, te rog. Clarificăm judecata și diavolul. Clarificăm judecata și diavolul. Iar vă semnul leului pentru unii. Clarificăm judecata și diavolul. Ia uite, triunghi, măi. Triunghi amoros. Pentru unii, dar pentru alții poate să fie o bucurie intoxicantă, într-adevăr. Dar nu prea sunt convinsă eu de chestia asta. Mai dă-mi o carte, 3 de cupe. Clarificăm 3 de cupe. Clarificăm 3 de cupe. Clarificăm 3 de cupe. Clarificăm 3 de cupe. Bine, că peștii au tendința să se ducă cu cine nu trebuie. Clarificăm 3 de cupe. Ia uite, mai puneți capăt acestei situații. Puneți capăt acestei situații. Nu mai încerca să
să vă împăcați cu cine nu trebuie, cu oameni toxici. Nu vorbesc multe de Capricorn. Oricine poate fi toxic. Da? Cei care creează conflicte, cei care sunt prea stricți, am văzut acolo și împăratul, da? Cei care vă țin în triunghiuri amoroase, puneți capăt acestei situații. Concentrați-vă pe puterea voastră. Mai ales dacă acest personaj este orgolios, se reține, are dorința de a domina. Mai, concentrați-vă pe independență. 8 și cu 1, 9. Știu că sună neplăcut, da, am văzut doi ași, dar vedeți cum arată când le clarificăm. Ia uite, mergeți către... Lăsați în urmă confuziile, fricile, emoțiile astea întunecoase. Cine vă jonglează să rămână într-un picior. Da? Da, lăsați în urmă fricile și mergeți către destinul vostru. Interesant cum a picat aici și turnul. A picat peste asta. Da, o fi atracție trăsne, dar probabil că la fel de repede o să se și... răcească lucrurile. Mergeți către destinul vostru adevărat, studiați-vă un pic mai harta natală ca să știți exact cine sau ce înseamnă destinul vostru. Concentrați-vă pe misiunea voastră. În viitor aveți 9 de monede. Pentru unii posibil să vină un personaj care să vrea să muncească pentru, în ce sens, nu, să muncească în relație și să vă susțină. Posibil, pentru că am văzut suport, da? Suport aici, susținere. Și am văzut totuși un personaj puternic care vine să vă schimbe energia. Dar ca să vină acest personaj și voi trebuie să lucrați la vibrația voastră. Și atunci ascultați începutul. În viitor aveți 9 de monede. Concentrați-vă pe independența voastră. Păstrați-vă dragostea față de voi. Pentru că nu vreți să mai fiți răniți. O să și clarific. Nu vreți să mai fiți răniți și dezamăgiți încă o dată. Clarificăm. 9 de monede. 9 de monede. Clarificăm 9 de monede. Pentru peștișor, te rog. Clarificăm 9 de monede pentru peștișor. Împărăteasă. Da, măi. Apreciați-vă. Fiți împărătese. Preîmpărăteasă și împărăteasă. De-aia zic, citiți ca să vă puteți aprecia mai bine, să vă cunoașteți valoarea. Să nu mai intrați în situații toxice, neplăcute. Să nu mai permiteți altor oameni să vă domine, să vă controleze. Ia uite. Și apare și regele de monede. Și soarele și o bucurie. Posibil financiar să primiți un ajutor financiar din partea cuiva care să vă aducă multă bucurie și să vă ajute un pic în acest salt către independența voastră și către autoapreciere. Regina de cupe, te rog frumos, regina de cupe. Regina de cupe. Bine, spuneți că e pești, rac sau scorpion. Marele preot, Creșteți spiritual și marea preotea, și împărăteasa și marele preot sunt persoane foarte puternice. Creșteți un pic, mai studiați și mai creșteți că s-ar putea să aveți o misiune mult mai importantă în viață decât puteți voi acum să înțelegeți.
Și atunci destinul ăsta să nu fie ce ați crezut voi cândva că este. Măi, ia uite că iar vine semnul acesta de foc, iar revine. Au fost niște lacrimi, au fost niște confuzii referitoare la un personaj în viața voastră care v-a atras. Dar văd că vine iar acest personaj cu pasiune, cu încredere. Clarifică în 3 de spade, te rog frumos, 3 de spade. 3 de spade. Voi oricum sunteți dezamăgiți mulți dintre voi. Toți avem rănile noastre. Nu cred că există om care să nu aibă inima rănită din niște motive. Mamă, regele și regina de monede. Mai dăm o carte. Pentru că voi trebuie să vindecați această... Regina de cupe înseamnă și vindecare. Vindecare prin spiritualitate. Hai să nu mai vorbim că vine cineva. În primul rând este vorba de ce trebuie să faceți voi. Să vă vindecați prin spiritualitate. Da? Să vă găsiți valoarea. Și regina de monede și împărăteasa își cunosc valoarea. Chiar dacă sunteți dezamăgiți. Și totuși mai dăm o carte. Vă și regele de monede, iar și 6 de monede și 9 de cupe. Posibil să fie un ajutor financiar, iar care vă ajută. Totuși, clarifică regina de monede și 3 de spade. Ce e această dezamăgire? La cine se referă? Sper să nu fie un semn de pământ care vă dezamăgește. Pentru că sunteți deja dezamăgiți, nu mai permite, sunt prea multe cărți. Nu mai permiteți. Concentrați-vă, dragii mei, pe vindecarea voastră și creșterea voastră spirituală. De aia zice, studiați, eliberați-vă. Clarificăm regina de monede și 3 de spade. Trebuie să alegeți. Iar ce ideal frumos! Iar ce ideal frumos! Sunteți supărați că nu s-a putut împlini un ideal. E normal. Dar poate că ar trebui să învățați unii dintre voi să fiți mai pământeni. 2 de spade. Pentru unii mare grijă ce faceți acum în prezent, pentru că acest 3 de spade apare totuși în viitor. Ar putea să fie efectul, dacă permiteți acestui personaj toxic să vă mai influențeze viața, poate cu planete în Capricorn, dar nu obligatoriu. Asta pentru că regina de monede înseamnă și Capricorn, acest personaj să vă blocheze la un moment dat și să vă aducă iar dezamăgire. Iar dezamăgire. Hai să vedem ce trebuie să aleagă. Ce trebuie să aleagă în cărți picate. Aș vrea și să vă dau alte vești, dar cele mai importante sunt creșterea noastră spirituală. Deci să avem grijă de sufletul nostru. Nu să-l oferim pe tavă oamenilor care nu-l merită. Clarificăm 2 de spade, 3 de spade. Ce e acest 2 de spade? Ce trebuie să aleagă? Ce trebuie să aleagă? 2 de spade. Ce e 2 de spade? Clarificăm. Ce trebuie să aleagă? Doi de spade. Doi de spade. Doi de spade. Nu mai vă în cărțile. Doi de spade. O temperatură. Pentru unii. Nu e ușor. Trebuie să alegeți între un personaj puternic
care se controlează, care poate să-i controleze un lider, între un lider. Și un personaj care simt în acest context că va produce dezamăgire pentru că este foarte materialist, prea pragmatic, prea pământean. Nu zic că împăratul nu este, dar varianta bună a împăratului este și protector. Asta că s-a oprit setul de cărți la 4 de... Ia uite! S-a oprit setul de cărți la 4 de bâte și îndrăgostiții. Aveți aici 9 de bâte, iar un blocaj. Mai, dar câte personaje? Regina de bâte, regele de spade, regele de monede. Cred că sunt personaje din viața voastră, semne de foc, de aer, de pământ, care vă blochează într-un fel. Vă blochează accesul, v-au blocat eventual accesul la acest suflet pereche și la familia voastră fericită sau parteneriatul vostru fericit. De-aia vi se zice studiați mai, ca să vedeți exact oamenii, să-i înțelegeți. Și totuși leadership-ul ăsta. Pe de-o parte, împăratul înseamnă și să vă controlați iar casa patra, să vă controlați voi viața, să intrați în control. Asta trebuie să alegeți. Să vă creați viața voastră, împărăția voastră. Ah, ce frumos! Împăratul și împărăteasa. Mare grijă pe cine lăsați în preajma voastră, că dacă stați cu cine nu trebuie, pierdeți ocazia unei întâlniri cu persoana, cu bărbatul sau femeia divină. Împăratul și împărăteasa. De-aia a zis, concentrați-vă pe bani, pe valoarea voastră, pe creșterea voastră și fizică, și spirituală, și emoțională, și pe toate planurile, concentrați-vă, munciți aici la 8 și cavalerul de monede, ca să ajungeți 9 și împărăteasă, pentru că la un moment dat va veni cineva care vă va oferi stabilitate. Cred că anul ăsta este în viitor. Cu fi sfârșitul lui februarie, cu fi martie, cu fi altă perioadă, uite, martie, aprilie, iar și mai. Și mai. Interesant că atunci când am scos împărat, marele preot la capătul setului de cărți era iar regele de bâte. Posibil cu marcaj în berbec pentru unii, dar nu obligatoriu, poate să fie și marcaj în altă zodie, și în taur, și în alt semn de foc sau altă persoană puternică. Da. Mai vreau o carte pentru acest împărat. Mai dăm o carte pentru acest împărat. Cine e acest împărat? Mai dăm niște detalii despre acest împărat. Pentru peștișori. Perechea divină. Marele împărat este perechea divină. Ce este exact Marele împărat? Hai, te rog, arată-mi. Marele împărat. Arată-mi, te rog frumos, Marele împărat. Scuzați-mă. Da, am tot încercat să clarific acest mare împărat. Pentru unii posibil să fie cineva care încearcă să vă cucerească cu orice chip din niște motive. Din niște motive. De-aia am zis, mare grijă, învățați să vă conduceți viața, dragii mei. Leadership-ul ăsta ține și de voi. Învățați să vă conduceți viața, dragii mei, peștișori. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Vă pup!